Emanuel, pare rău că n-am un compendiu să studiem. Uite, aici avem o carte pe care, pe marginea căreia putem să brodăm un pic. Am găsit probabil o carte de artă, fiind mai. Hai să vorbim despre literatură. M-am apucat să citesc Lacrimi și Sfinți de Cioran. Și eu ce o să spun, că de mai mult timp am vrut să-ți vorbesc, s-a mai vorbit eu, dar am avut mai amănunțit. A fost un poet spaniol. Uite, asta este o carte despre Goya. Ai putea să o citești. Scrisă de Leon Feuchtwanger. Și ideea este că literatura spaniolă, asta este sonetul italian. Literatura spaniolă este o literatură foarte, foarte mare. Nu știu să zic exact când a început, dar după Reconquista, adică după ce au cucerit iară Spania înapoi și Portugalia de la mauri și au dat afară din țară, în același timp i-au dat afară și pe evrei, Goya a trăit în secolul XVIII-XIX, până pe 1828, cam așa. O muri la Bordeaux, dacă înțeleg eu bine, sau oricum o stăt la Bordeaux, și vieții. În principiu vreau să spun despre un poet spaniol care se numește Fray Luis de León, dar mai avem până să ajungem la el. Deci acest fray era, după cum vezi, un călugăr catolic și poet. A avut ca și colegi, tot așa, a mai fost sora, adică sora, Maica Teresa de Ávila, o localitate pe undeva prin Spania, care și a fost poetă, dar nu de calitatea lui Fray Luis de León. În același timp era o mare sfânt, a scris o autobiografie, care a citit începutul, și Cioran a citit acea autobiografie și a organizat Carmelitele de Sculțe, un ordin de călugărițe în Spania. La 1600, cam așa, 1500-1600. Și nu erau Cervantes, cam pe acolo. Și Cervantes este cel mai mare scriitor al Spaniei din toate timpurile. În același timp trebuie să spun că vreau să vorbim despre Spania, nu despre literatura de limbă spaniolă, America Latină sau mai știu ce, Filipine sau... Și în același timp despre Spania de atunci, nu Spania modernă. Deci nu Spania lui Picasso. Deci să vedem ce nume avem. Nu știu acum când îți primii. Oricum, Cervantes spune Don Quixote, pe care dacă nu l-ai citit, îți recomand să-l citești, ca textul din oară, că acel Alonso Cuijano se țipnește citit romane cavalerești. Deci, moda romanelor cavalerești a existat și în Spania, secole înainte, și el a vrut să reînvie acea tradiție, știi, ca un fel de poet anacronic. Probabil că au fost și prin Spania, dar în același timp, eu cred că literatura timpurie, adică de început a Spaniei, a fost mare, cea mai mare parte religioasă și a cam rămas religioasă. Deși la Cervantes se vede cumva și un spirit laic. Cervantes a fost un militar care a luptat la Lepanto, a rămas fără o mână, cred că fără mâna dreaptă. A fost prizonier 5 ani la mauri și l-a răscumpărat tatăl său. A reușit să răscumpere după 5 ani, să dea bani pentru el ca să le libereze maurii. Cum zice în filmul Robin Hood, Bărbați în izmene, al lui Mel Brooks, în anii 90, că Robin Hood l-a luat
tot arabii prizonieri și l-a eliberat Tasso, cum și cum în filmul Brother Sun System 1 în 72 al lui De Firelli, spune același lucru că și în istorie spune că pe Sfântul Francis l-a luat prizonier, că trebuie să le libereze Tasso, dacă nu, acolo murea. Noroc că a avut Tasso bani, a fost bogat, Bernardone. Cu pica, știi, cu măsa. Erau, ei vindeau haine și vopseau, boiau haine, trebuie. În Assisi, da. Dar asta e Italia. Deci trebuie să zici, trebuie să înțelegi că Spania este un fel de Italie iberică. Adică, bineînțeles că Italia este cea mai catolică țară din lume, dar Spania e mai catolică decât Vaticanul. Acolo sunt oameni foarte pioși, foarte... În același timp, este și un aspect, de exemplu, chiar vedeam ieri o carte, Lorca, Federico García Lorca, un poet colosal, care a fost prieten și cu Dalí, și la el a scris și piese de teatru, un om extraordinar, dar în același timp era un natural, știi, deci era... Deci era acolo ceva, o bifurcație în capul lui și... În fine, nu poți să judeci oamenii, da? No, mare poet. Apoi ce vreau să spun? Dacă te uiți la Picasso, știi? Picasso nu e... Picasso el însuși e o pictură spaniolă, știi? Apoi, în vremea lui Cervantes, în secol, a fost secolul de aur, deci pe la 1550 a început secolul de aur și a terminat pe la 1650 în Spania, Siglo d'Oro. Bineînțeles, s-a scris și înainte, s-a scris pe vremea Maurilor, s-a scris înainte de Maur, pe vremea lui Alfonso, alții, El Sabio, al VIII-lea sau câte era. Alfonso al VIII-lea sau VII-lea sau câte era. Vizigot, nu? Acolo a trăit și Raș, rabinul Maimonide, nu? Care își spunea el Raș, pe inițiale. Și... cum vreau să zic, a fost Felix Lope de Vega, un poet și dramaturg foarte mare și a fost Felix, e un nume spaniol, a fost un altul, Pedro Calderón de la Barca, alt mahăr. No, bun, ce vreau să zic cu toate astea, că vorbim de aproape 10 minute. Domnule, acest Fray Luis de León, cred că o să citesc poezia dacă o găsesc pe internet, a scris o poezie, La Vita Retirada. La Vida Retirada, nu? Adică despre viața retrasă. Și în poezie zice, domnule, e bine să te retragi de lume într-un loc. Și asta este cumva un fel de moto al vieții mele, după ce am început terapia. Până aici, când făceam terapia la Deva, era ce ai citit și tu, din Magda Isam. Pare așa ciudat, trebuie, nu știu ce. Era pe perete, la, lângă ușa de intrare la psiholog, la neuropsiatrie infantilă, la Deva. Îmi pare așa ciudat că avem atât de vreme pentru ură, când viața nu e decât o picătură între acest moment și celălalt și îmi pare așa de trist că nu culegem făr, că nu privim la cer mai des, că nu zâmbim, noi care atât de repede murim. Magda Isanos. Acolo stăia Jacques Prévert, dar nu-i Jacques Prévert, Magda Isanos. Eu așa cred. Am găsit în carte cu Magda Isanos. Bun. Ce zice Fray Luis de León, călugărul, preotul, ce era el? El era un om al studiului, știi? Zice, dom'le, decât să te bați cap în cap cu lumea asta, prin orașe, pe nu știu unde, mai bine te duci undeva la țară și acolo, singur, în tovărășia cărților,
cum zicea și Hugo, nu? Că cărțile sunt prieteni reci, dar siguri. Iar Hugo și el are ascendență din Spania, de la un Hugo oarecare, zice el, el însuși. Victor Hugo, știi? Și Spania a rămas în continuare o țară dintre cele mai credincioase, dacă nu cea mai credincioasă din întreaga Europa, nu? Ne-a depășit deja și pe italieni. Pentru că a depășit pe ruși sau pe greci. Sau lumea musulmană, sau Israelul, nu? Palestina, trebuie. Iordania, Cisjordania. Iranul. Afganistan. Kenya. Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan. No, și ce era Africa de Sud? Și ce era să zic? Deci asta este ideea poeziei, nu e altceva. Să trăiești o viață, cum zicea, nici măcar cu internet, știi? Nici măcar să nu faci, să fii tu cu Dumnezeu și cu cărțile sale, care nu e neapărat numai Biblia. Știi, drag? No, alt poet, am zis, a fost altă poetă, ea zicea, oh, haideți, monjas del Carmelo, călugărițe ale Carmelului. Adică Carmelul nu era Carmelul din Israel, al lui Ilie, era Carmelul din Spania, sau de unde era mănăstirea. Erau probabil din alea care umblau de excursie prin mănăstire, care stăteau pe jos, se întindeau pe lespedile bisericii. Trebuie să facă jertfa necurmată, știi? Așa făceau ele. Fiecare stătea o zi și toată săptămâna cineva se ruga în biserică. De aia și numele Julio Iglesias înseamnă ceva. În Spania. Să nu uităm că Spania este a patra cultură a lumii. Foarte interesant. Ca limbă, ca și cărți, ca și arte, ca și religie. Continente întregi vorbesc spaniolă. Mexic, America Centrală, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba, mai știu ce. După aia, America de Sud, Filipinele, nu au mai fost ei. Spaniolii și portughezii erau sclavi în Africa și duceau coloniile engleze și pe unde mai duceau. Ceea ce, într-un fel, pentru negri era bine, că ei acolo în Africa erau ca animalele și erau muritori de foame. Aproape. Erau foarte primitiv, să știi. Și regii lor îi vindeau pe un butoi de băutură. Mergeau ăia cu badoacă de bere, de whisky, de ce de aveau ei acolo. Și luau poate 30 și 100 de oameni pe butoiul ăla de băutură. Se făcea la drugă, bossul. Și a ajuns în rai. Altceva ce vreau să spun. Nu fac aluzii, dar este o vorbă în Pateric, zice că dacă vrei să trăiești cu liniște în isihie, trebuie să ieși din lume. Dacă stai în sat, vei avea numai supărări. Dar poate și asta e o cale, știi? Chiar mă gândeam eu când veneam acasă, că vin printre picături, știi, printre pum. Nu mai dau oamenii cu mâna, ți dau cu unda cuantică, cu quanta. Sau poate că nu, poate așa te simți, fals. Dar ce să zic, dragul meu? Aia este o poezie care, într-adevăr, merită toată atenția. Să iei în viață și ce vreau să spun, da? De ce scrie poetul? Ca să fie mahăr? Ca să, mai știu ce? Nu. Ca să se găsească pe sine și ca să-i găsească și pe alții. Dar nu poți să fii toată viața un adolescent.
Și asta e bun, poate unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare. Pentru că, cum să zic, mă, prietene, și la 40 de ani te cauți pe tine însuți, poate atât se cauți pe alții, mă. Asta este poezia la vita retirată de fraiul Jeroen. Fratele Ludovic Leon. Am găsit-o într-o carte tradusă, știi, și a fost un altceva foarte bun, dar pierdut, nu ai știu carte, ai găsit. Era o carte asupra poeticii, știi? Da, știi că este foarte interesant că Dumnezeu a zis că va veni vremurile din urmă și oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și la ce s-a ajuns? Să facă ori ficțiune, ori să facă bancuri biblice. Merem și noi cu tine. Și alte asemenea, că eu pe pătru vreau să-l întâlnesc primul, că ăsta a fost furios, că ăsta a fost nu știu cum. No, alți pictori, spanioli mari, cei mai mari își vei astăzi, înainte de Goya și Goya, după Velázquez. Goya a mers și prin spitale, a mers pe la bolnavi, a pictat bolnavi, a făcut un dres. Și bolnavi erau, de fapt, niște fornicatori. Unii, mulți, alții erau sfini. Apoi mai este Zurbaran, Murillo, parcă îl chema altul. Da, bun. Ce o să spun? Apoi, unul din, poate cel mai mare pictor al lumii, El Greco. Un grec din Creta care a mers în Italia, a învățat cu Tizian și pe aia a dus în Spania, la Toledo. A stat cel mai mult și a pictat și a făcut niște chestii colosale, niște occidentalisme de influență ortodoxă, nu niște ortodoxisme de influență occidentală. Și oameni foarte înalți, foarte sfinți, foarte... foarte gracil, așa. Mi-au sobosit, frate. Imediat trag pe deal să nu se bage radiații și mă pun în pat. Dar ce ți-ai spune așa? Și apoi mai este un pictor, un poet, scuze-mă. Bine, mai este Gongora, dar ăla nu era călugăr, ăla făcea show-uri poetice. Și Pablo Picasso zicea că și el scrie poezie, dar scrie ca Gongora. E gongorism. Ce vreau să zic, dragul meu? Ce vreau să zic? Îți spun acum. Mai este unul, San Juan de la Cruz, care nu este așa mare mahăr ca Fray Luis de León, nici mare misionar ca Monjas del Carmela, dar este o ființă sensibilă, de cât înțeleg eu. Și acum hai să vedem. Poemul lui Fray Luis de León, să-ți citesc. Fray Luis de... Să nu uităm că Teresa de Ávila, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, au fost...
Au fost călugări, băi. Oameni serioși. Înțelegi, moco? Uite niște verse aici, să vedem ce găsim. Oda 17 roman în una en speranza che salio vana. Oda 17 unei speranțe care s-a dovedit fără rost. Aquila invidia, nu, aquila invidia e mentira me tuvieron encerrado, dichoso al el humilde estado del sabio que se retira de a queste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa. E așa, subida pasa, ne invidiado, ni invidioso. M-am invidiat, deși eu nu am fost invidios. Dar la vita retirada eu nu găsesc. Hai să vedem cum este. Uite, i-a făcut Inchiziția din Valladolid, i-a făcut un proces. Hai să vedem doar aici găsim pe unde. Canci. Din canci moștenitor. No, rămâne să o cauți tu, se numește la vida retirada. Și poate tu vei reuși să mi-o explici mie. Știi? Măi, moco, mă. Moco. Amy.